A început primul proiect cu fonduri europene de modernizare și reabilitare a străzilor în municipiul Râmnicu Sărat. Constructorii au turnat primul strat de asfalt în cartierul Angel Saligni. Lucrări de infrastructură au început și pe strada Costieni. Aici au apărut însă anumite probleme tehnice în ceea ce privește stabilizarea solului. A început implementarea primului proiect din fonduri europene pentru realizare și modernizare de străzi. S-au făcut lucrări de infrastructură în cartierul Angel Salini și pe strada Custieni. Sau, să spunem, sunt câteva dificultăți tehnice. Și la momentul acesta se caută soluțiile, cele mai bune soluții pentru ca ele să fie depășite. Fără îndoială, lucrările care au început nu se vor opri și până la sfârșitul anului toate străzile din, din acest proiect vor fi finalizate. Reprezentanții primăriei Râmnicu Sărat fac apel la cetățeni pentru a manifesta înțelegere în perioada următoare față de modul în care se va desfășura traficul în zonele în care se efectuează lucrările.